De un sfârșit de weekend interactiv alături de forțele de ordine ale MAI au avut parte toți cei care au trecut prin piața Marii Adunări Naționale. Cei mici au învățat regulile de circulație, să acorde primul ajutor și să stingă un incendiu. Activitățile au făcut parte din acțiunea socială Ziua Siguranței. Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea opiniei publice privind asigurarea unui mediu de securitate în comunitate și protejarea vieții și sănătății cetățenilor. Însoțiți de părinți, copiii au învățat de la pompieri, salvatori și polițiști cum să respecte regulile de securitate și să acționeze în diverse situații de risc. Am deschis gura pacientului, da, și cu un deget noi trebuie să sustragem corpul străin din gura pacientului, da? Am sustras corpul din gura pacientului, da, și acum facem manevra pas. Eu învăț foarte mult despre siguranță, echipamentul polițiștilor și alte chestii foarte interesante despre polițiști. Mașina aceasta de poliție veche a ajutat la evacuarea oamenilor din Cernobâl. Ne-am distrat foarte mult. Da, ce mai exact ți-a plăcut? Și jocurile și am învățat foarte multe aici. Spre exemplu? Spre exemplu, am învățat că pompierii poate să facă foarte multe lucruri, poate să salvează vieți. Să fiu mai atentă când mă duc cu mașina. Sunt foarte importante să îți pui centura în mașină. Dacă, mă rog, rămân câteodată acasă singur, să știi la ce să apeleze, la ce numere, în caz de ceva, să știe că siguranța este primul loc pentru ei. Vedem, accident, mașină făcută zob, acolo un pieton traumat, da? Deci noi statistica asta trebuie să o schimbăm și ea se supune schimbării doar prin educare. În primul rând îi familiarizăm cu instituțiile statului, care au grijă de noi zi de zi și cred că este important societatea noastră să prietenim cu cei care au grijă de noi. Vor fi organizate mai multe platouri cu diferite situații, cu diferite simulări, încât toți cei care o să treacă pe la noi aici în piața Marilor Naționale să plece acasă cu cunoștințe noi sau să împrospeteze acele cunoștințe pe care deja le posedau. Acțiunea intitulată Ziua Siguranței reprezintă o totalitate a campaniei sociale care a durat o lună, timp în care polițiștii, carabinierii, polițiștii de frontieră și salvatorii au familiarizat copiii din toate raioanele țării cu regulile de comportament în situații de risc.